Noutăți mondene. Paula Selling, 3 Sud-Est și Direcția 5 se hotără să formeze o nouă trupă sub numele de 3 Selling în 5 direcții. De ce nu se afișa în public Alexandra Stan cu managerul ei? Pentru că bătea la ochi. Dumnezeu a zis către Adam: coboară în vale. Și Adam a întrebat: ce e aia vale? Dumnezeu a explicat ce este valea, după care i-a zis: înoată peste râu. Și Adam a întrebat: ce e aia râu? Și Dumnezeu a explicat ce este acela râu. Apoi a zis: urcă muntele. Și Adam a întrebat: ce este acela munte? Și Dumnezeu a explicat ce este acela munte. Apoi a zis: dincolo de munte este o peșteră, intră înăuntru. Și Adam a întrebat din nou: ce este aceea peșteră? Și Dumnezeu a explicat ce este peștera. Apoi a zis: în peșteră găsești o femeie. Și Adam a întrebat: ce e aia femeie? Și Dumnezeu a explicat ce este femeia. Apoi a zis: vreau să vă înmulțiți. Și Adam a întrebat: cum se face? Dumnezeu a explicat cum se face. Apoi Adam a pornit la drum. Jos, în vale, peste râu, sus, pe munte și înăuntru, în peșteră, unde a găsit femeia. După vreo 2 minute, ieși din nou afară din peșteră și Domnul îl întrebă nervos: acum ce mai e, băi Adame? Adam întrebă timid: ce e aia migrenă? Copii, ați citit Capra cu trei iezi? Da, răspunde clasa. Tu, ăsta mic din prima bancă, ia spune-ne, câți iezi avea capra? Păi, povestea se cheamă Capra cu trei iezi, nu? Da. Și acum mă întrebați câți iezi avea capra? Da. 3, în pula mea! Adrian Despot, stai jos, azi ai nota 2. Adrian Minune a avut un accident cu Ferrariul său. Rămas fără mașină, el a plecat călare, pe căluțul ăla mic de pe masca mașinii. Talentatul Marcel Prodan a fost cel care a transformat-o pe Alexandra Stan în vedetă, inițial în calitate de impresar al acesteia, sfârșind ca make-up artist. Alexandra Stan nu va avea nicio problemă în a-și găsi un manager nou. Are deja ochiul format. Vești bune pentru împătimiții boxului. Franciza Rocky continuă cu partea a 7-a. Producătorii sunt deja în tratative avansate cu vedeta autohtonă Alexandra Stan. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone și Chuck Norris ajung în fața lui Dumnezeu. Acesta stătea pe un scaun mare și frumos, iar în dreapta lui mai era un scaun liber. Care dintre voi consideră că merită să stea la dreapta mea? Arnold zise: știți, eu am fost un mare actor și om politic, am fost campion la culturism, guvernator al Statelor Unite, eu merit. Sylvester Stallone zise și el: eu am jucat în multe filme scrise și regizate de mine, eu merit. Chuck Norris se apropie de Dumnezeu și îi șopti: vezi că stai pe locul meu. În urmă cu vreo 50 de ani, un om merge la o vrăjitoare să vadă ce-i rezervă viitorul. Se uită baba în bobii aruncați în praf, se întunecă la față și spune: fiule, nu te supăra, dar trebuie să spun, din cauza ta mulți români or să moară de foame, alții vor trăi prost, iar mulți vor lua calea pribegiei. Amărât, omul nostru plecă. Mergând pe stradă, vede un copilaș în mijlocul străzii.
Din spate venea un camion, iar copilul nu schița niciun gest. Se gândește că și așa mulți vor pătimi de pe urma sa, măcar să scape acest suflet. Sare în drum, ia puștul din stradă exact când roțile uriașe erau să-l facă praf. Ținând strâns la piept copilul speriat, îl întrebă cum îl cheamă. Acesta, printre lacrimi, spuse: Traian Băsescu. Într-o zi, Traian Băsescu se hotărăște să meargă la un sculptor vestit și să-i ceară să îi sculpteze bustul. După 2 luni, trece Băsescu pe la sculptorul respectiv ca să vadă cum a ieșit opera de artă. Dezvelește omul bustul, iar Băsescu rămâne șocat pentru câteva momente. Abia dezmeticit, îl întreabă pe sculptor: Nu vă supărați, nu vi se pare că mi-ați făcut țâțele cam mari? Ba da, dar am avut un motiv foarte bun, răspunde sculptorul, și am să vă explic imediat. Deci, domnul Băsescu, din țâța dreaptă suge muncitorimea, iar din țâța stângă suge țărănimea. Dar intelectualitatea de unde suge? Auzi, domnul Băsescu, mi-aș ceru numai bustul. Putin, Obama și Băsescu ajung la Dumnezeu. Putin îi adresează primul o întrebare: Doamne, când va fi ordine la mine în țară? Peste 50 de ani. Of, 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 nici copiii mei n-or să trăiască atât. Următorul este Obama: Doamne, dar la mine în țară când va fi ordine? Peste 100 de ani. Oh, nici nepoții mei n-or să trăiască atât. Ajunge și Băsescu și întreabă: Doamne, dar la mine în țară când va fi ordine? Dumnezeu începe să plângă și zice: Mă tem că nici eu nu pot trăi atât de mult. Băsescu și Boc zburau cu elicopterul. Băsescu aruncă o bancnotă de 100 de lei și zice: Vreau să fac un român fericit. Boc aruncă și el 2 bancnote și zice: Vreau să fac 2 români fericiți. Pilotul le dă o sugestie: De ce nu vă aruncați amândoi? I-ați face fericiți pe toți. Joana și Băsescu mor în aceeași zi și ajung la poarta raiului. Sfântul Petru le spune: Băieți, nu puteți intra în rai fără să treceți de o probă. Uitați cum facem. În această cameră sunt 50 de iepuri, 49 de femele și un singur mascul. Cine găsește masculul, intră direct în rai. Primul intră Joana, stă jumătate de oră, o oră, iese în sfârșit cu un iepure de urechi. Se uită Sfântul Petru și declară: Nu ai nimerit, e femelă. Intră și Băsescu, stă 50 de secunde, iese și el cu un iepure. Sfântul Petru zice: Bravo, Băsescule, ai reușit, dar te rog, spune-mi și mie cum ai făcut. Este foarte simplu. Când am intrat am spus: Să trăiți bine. Și ăsta mi-a răspuns: Du-te în pula mea. Băsescu se trezește într-o dimineață la vila de la Scroviștea. Afară ninsese, totul era feeric. Iese în prag, se întinde când, deodată, încremenește. Pe zăpada imaculată era scris cu urină: Mâine vei muri. Agitație, poliție, SRI, SIE, DIE și așa mai departe. Cercetări, probe, amprente. A doua zi vine șeful SRI. Au venit 2 probe de la laborator și am o veste proastă și una foarte proastă pentru dumneavoastră. Zi-mi-o pe cea proastă. Au ieșit probele de urină și urina este a lui Boc. Oamenii mei au trădat. Ce veste poate fi mai proastă? A ieșit și proba grafologică. Scrisul este al lui Tăricianu. Un tip intră într-un bar și îl aștepta pe un partener de afaceri. La un moment dat îl vede pe Bill Gates stând la o masă. Se duce la el și îi spune: Bună seara, domnule Gates. Sunt un mare admirator al dumneavoastră și mă numesc Dennis. Mă întreb dacă îmi puteți face un serviciu. Da, desigur, zise Bill Gates. Despre ce este vorba?
trebuie să mă întâlnesc cu un client și ar arăta bine dacă aș trece pe lângă Bill Gates, iar acesta m-ar saluta. Nici o problemă. După un timp vine clientul și după câteva pahare se hotără să plece. La plecare trece pe lângă marele magnat și acesta îi spune: bună seara, Dennis! Du-te, bă, în pula mea, nu vezi că mă grăbesc? Pe o autostradă, cineva scoate capul pe geam și întreabă un cetățean care mergea către coadă, făcând chietă. Ce s-a întâmplat? Domnul președinte Traian Băsescu și prim-ministrul Boc au fost răpiți, iar dacă nu se strâng 2 milioane de dolari, vor fi stropiți cu benzină și li se va da foc. Și cam cât dă fiecare? Păi, cam câte 2 litri. James Bond mergea foarte grăbit cu un Aston Martin pe autostradă. La un moment dat îi se face semn de către un polițist să intre într-un refugiu. Polițistul îi zise: actele, vă rog, și spuneți-mi cum vă numiți. Bond. James Bond. Domnule Bond, știți cu ce viteză ați rulat? 50. 250. Și vedetele suferă de caniculă. Un caz concret este cel al lui Cătălin Botezatu, care se plânge că e atât de cald încât a trebuit să mai dea jos de pe el încă un bărbat. Ambasadorul irachian în Națiunile Unite tocmai a terminat un discurs și iese pe hol, unde se întâlnește cu președintele Bush. Își strâng mâinile și irachianul zice: știți, am și eu o întrebare, apropo de cultura americană. Excelență, dacă pot să vă ajut, o fac cu mare plăcere, răspunde Bush. Fiul meu se uită la filmul ăsta, Star Trek, și acolo sunt și ruși, și negri, și asiatici, dar niciodată arabi. Președintele Bush începu să râdă, se aplecă la urechea irachianului și îi șopti: păi, asta e din cauză că acțiunea se petrece în viitor. Mihaela Rădulescu își donează sângele în Monaco. Lucian Bute nu are fițe. El îl donează peste tot pe unde luptă. Capitanul Titanicului face un anunț important. Stimați pasageri, am o veste bună și una proastă. Cea proastă este că ne scufundăm. Cea bună este că vom primi 11 premii Oscar. Tovarășul Ceaușescu se întoarce dintr-o vizită efectuată în Africa de Sud. Curioși, cei din staful lui îl întreabă cum a fost, ce a făcut acolo. Cel mai mult mi-a plăcut la vânătoarea de pliznoți, în junglă. Toți se uitară lung în cele din urmă. Unul își ia inima în din și întreabă: nu vă supărați, ce sunt aia pliznoți? Păi seamănă cu oamenii, doar că sunt negri, stau în copac și când îndrepți pușca spre ei, strigă: please not, please not! Într-o zi, când mergea la plajă, Nicolae Ceaușescu găsește o lampă fermecată. O freacă, apare duhul și acesta îi spune că îi va îndeplini o dorință. Ceaușescu zise: uite, harta asta a Orientului Mijlociu, aș vrea să fie pace acolo. Duhul zise: aia se ceartă de zeci de ani, e greu, nici chiar eu nu o pot îndeplini, te rog să spui altă dorință. Bine, atunci fă-o pe nevastă mea frumoasă. Duhul se gândi puțin, se uită la Ceaușescu și zise: ce ziceai despre Orientul Mijlociu? Ceaușescu și Gorbaciov sunt invitați la un dineu alături de președinți ai altor țări. La dineu, cei doi observă că toate tacâmurile sunt făcute din aur. Cei doi își propun să fure măcar o lingură. Gorbaciov zise: dragii mei, uitați-vă la aceste tablouri frumoase și valoroase.
Toți se uitară, iar în acel moment băgă repede o lingură în buzunar. Ceaușescu zise și el, vreți să fac un număr de magie? Bineînțeles, ziseră toți. Bine, uite, iau lingura asta de pe masă, o bag la mine în buzunar și o scot din buzunarul lui Gorbaciov. Cezar se duce la Cleopatra și îi spune, hai fă să-ți o trag. Nu ai chef acum, vino mâine. Se duce Cezar a doua zi și îi zice, hai să-ți o trag. Nu acum, dar vino mâine. În a treia zi vine Cezar și zice, hai fă să-ți o trag. Cleopatra, puțin îngrijorată, îi spuse, îmi pare rău, dar mi-a venit ciclul. Morala, futere non futere, laba necesarium est. Chuck Norris și-a luat umbra la palme, deoarece aceasta îndrăznea să-l urmărească. Cine a fost Cristofor Columb? Bineînțeles, primul socialist. Cum așa? Foarte simplu. Nu știa unde merge, habar n-avea unde se află, iar toate acestea erau pe banii contribuabililor. Moare Bill Clinton și ajunge în iad. Ca fost șef de stat, Lucifer îi oferă șansa să-și aleagă singur o pedeapsă. Astfel, încep să viziteze camerele de tortură. În prima cameră era Hitler legat de un stâlp, iar diavolii aruncau pe el acid sulfuric. Clinton spune că nu-i convine această pedeapsă pentru că este prea crudă. Lucifer îi mai dă o șansă. În a doua cameră era Mao Zedong într-un cazan mare cu zmoală. Refuză Clinton și această pedeapsă. Mai este o șansă. În a treia cameră, Kenneth Starr, procurorul ce a anchetat cazul Monica Lewinsky, este legat de mâini și de picioare, iar Monica, în genunchi în fața lui, îi făcea sex oral. Clinton, foarte fericit, spune, da, normal, astfel de pedeapsă îmi doresc. Lucifer zise, Monica, ești liberă, ți-am găsit înlocuitor. Într-o dimineață de vreme, pe o stradă laterală peluzei de la Casa Albă, iese Bill Clinton la jogging, însoțit de bodyguards. După câteva minute, la un colț, rezemată de un copac, stătea o prostituată, așteptându-și clienții matinali. Văzându-l pe Bill, îi zise, Mr. President, hai aici, e doar 10 dolari. Președintele îi răspunse, ce zici de 5 dolari? Târfa dădu din cap a negație și întoarse spatele. Se întâmpla asta o zi, și a doua zi, și a treia, iar într-un weekend, Hillary, soția lui Bill, iese la jogging împreună cu el. Același traseu, același colț de stradă, aceeași prostituată care începe să-l strige din nou. Președintele, puțin încurcat, se face că nu aude, dar curva îi zice, arătând cu degetul spre nevastă sa. Vezi ce ai luat de 5 dolari? Clinton îl vizitează pe Elțin în Rusia. Elțin îl duce într-o cameră cu un pupitru cu două butoane, unul albastru și unul roșu, și îi zice, cel albastru îți oferă tot ce dorești, femei, băutură, distracție, dar să nu apeși niciodată pe cel roșu. Apasă Clinton pe cel albastru, se distrează vreo 6 luni, dar se plictisește și apasă apoi pe cel roșu. Deodată apar 10 zdrahoni și îl fac zob. Clinton pleacă în America. După un an, îl invită și el pe Elțin la el acasă. Îl bagă într-o cameră cu un pupitru asemănător și îi zice, dacă apeși pe butonul albastru, ai tot ce-ți dorești. Femei, băutură, distracție, dar să nu apeși pe cel roșu. Apasă Elțin pe cel albastru, se distrează vreo 6 luni, dar se plictisește și apasă apoi pe cel roșu. Dar nu se întâmplă nimic. Îl cheamă pe Clinton și îi zice, băi, dacă tu nu se întâmplă nimic, eu plec în Rusia. Clinton îi răspunse sec, care Rusia? Știți cum se aude când sună soneria la Monica Lewinsky acasă? Clinton!
concurs de tras cu arcul. Se așează ținta, un tip cu un măr pe cap, la 50 de metri distanță de trăgător. Vine primul concurent, ochește, trage, despică mărul, se aud urale, tipul se întoarce către mulțime și zice I am Wilhelm Tell. Runda a doua, se depărtează ținta la 100 de metri. Vine cel de-al doilea concurent, ochește, trage, despică mărul, se aud urale, se întoarce către mulțime și zice I am Robin Hood. Runda a treia, ținta la 150 de metri, vine cel de-al treilea concurent, ochește, trage, despică în două țeasta ăluia, se întoarce spre mulțime și zice I am sorry. Corneliu Vadim Tudor pleacă la o conferință în China. După două ore de discuții vine și pauza de masă. La restaurantul unde serveau masa, decât o singură mâncare era în limba română și anume ciorba de burtă de broască țestoasă, pe care Vadim o și ceru chelnerului. Văzând că nici după o oră chelnerul nu-i aduce ciorba, se duse la bucătărie să vadă ce se întâmplă. Acolo, bucătarul cu satârul în mână îi spunea broaștei, Te rog frumos, scoate capul afară. Vadim îi zise, dă-mă încoace să-ți arăt eu cum se ia gâtul la o broască țestoasă. Îi băgă degetul în fund broaștei, aceasta scoase capul, iar Vadim îl reteză din prima. Patronul restaurantului fiind de față, îi propuse lui Vadim un salariu de 20.000 de dolari pe lună, la care Vadim îi răspunse, Nu mulțumesc, numai eu știu cât mă chinui în fiecare dimineață cu Petre Roman ca să-i pun cravata. Corneliu Vadim Tudor este pe moarte. Cheamă un popă și îl roagă. Te rog, părinte, fă-mă ungur de naționalitate. Vorbește cu autoritățile. Este ultima mea dorință. Cum? Ai nebunit? Tu care i-ai înjurat toată viața vrei tocmai acum când ești pe moarte să te fac ungur? De ce? Păi, dacă tot mor, măcar să moară unul de-al lor. Burebista se întoarce după 2000 de ani, în timpul lui Ceaușescu, să vadă ce a ajuns poporul lui. Se întâlnește cu un tip și îl întreabă, Ce conducător aveți? Dementius Demolatorus. Care este capitala voastră? Fomidava. Și la ce zeu vă închinați? Zdamăsii. Scriitorul brazilian Fernandes Milor a lansat o dezbatere politică cu tema Care este diferența dintre politician și hoț? Un anume răspuns l-a frapat. Diferența dintre un politician și un hoț este că pe primul îl aleg eu, în timp ce cel de-al doilea mă alege el pe mine. Replica lui Milor a fost doar Stimate domn, sunteți un geniu, sunteți singurul care a reușit să găsească o diferență între cei doi. Don Corleone e în pragul morții. În jurul lui se strâng toți capii mafioți pentru ultima dorință. La un moment dat... Don George! Don George! Da, Don Corleone! Ia piciorul de pe furtunul de oxigen! A fost odată un evreu înțelept și zicea el... că totul se poate reduce la ce ai în cap. Îl chema Solomon. După el a venit un alt evreu înțelept și zicea și el că totul se poate reduce la ce ai în inimă. Îl chema Isus. După el a venit un al treilea evreu înțelept și zicea el că totul se poate reduce la ceea ce ai în stomac. Îl chema Marx. După el a venit un al patrulea evreu înțelept și a zis că totul se poate reduce la ce ai între picioare. Îl chema Freud. La sfârșit a venit un alt evreu mai înțelept decât toți, care se numea Einstein, și a zis Totul e relativ. Toți oamenii de știință jucau vațe ascunsele în rai.
Se pune Einstein și începe să numere. Toți se ascund pe unde găsesc, numai Newton ia o cretă, trasează un pătrat cu latura de un metru și se așează în mijlocul lui. După ce termină de numărat, Einstein se întoarse și, bineînțeles, îl vede pe Newton. Te-am văzut, tu ești Newton. Îmi pare rău, dar nu sunt eu. Cum adică nu ești tu? Te cunosc foarte bine, ești Newton. Ia privește mai atent, ce vezi? Tu în mijlocul unui pătrat cu latura de un metru. Păi și ce înseamnă Newton pe metru pătrat? Pascal. Păi vezi? Einstein a descoperit că timpul este relativ abia după ce soția lui i-a zis că e gata în 5 minute. Elena Ceaușescu la Muzeul Național de Artă. Vai, ce pictură frumoasă! Este cu siguranță un Lucian. Tovarășa Ceaușescu, acesta este un Tizian. Dar acesta, sigur, este un Grigorescu veritabil. Tovarășa Ceaușescu, este un Resu autentic. Dar ăsta precis este țiganca lui Grigorescu, sunt sigură de asta. Tovarășa Ceaușescu, suntem în sala oglinzilor. Emil Boc este singurul care apare în întregime în poza de buletin. Într-o zi, într-un parc din Iași, stătea alături de o femeie pe care o curtase generalul de armată Macovei, protectorul armat al urbei. Prin parc se plimba marele poet Mihai Eminescu. Generalul îl abordează direct și îi zice, pe un ton superior, domnule, vreau să ne dovediți talentul poetic. Vreau să aud o poezie de-a dumneavoastră, creată chiar acum, pe loc, pentru care am să vă răsplătesc cu suma de 5 lei. Auzind acestea, simțindu-se totuși jignit, Eminescu răspunse, generale Macovei, pentru suma de 5 lei, pupon cur pe dumneei și pe mine, dacă vrei. Se spune că Eminescu a ajuns la o mănăstire unde și-a propus să rămână câteva zile pentru a cunoaște mai bine frumusețile naturii și să compună câteva poezii într-un mediu liniștit. Acolo, la mănăstire, erau 23 de măicuțe și o stareță. Când l-a văzut pe Eminescu, pentru că ajunsese deja în lăcașul lor, maica stareță i s-a adresat cu o rugăminte. Domnule Eminescu, dumneavoastră sunteți atât de cult, vă rog să ne compuneți și nouă o poezie despre mănăstirea noastră, dacă se poate. La această rugăminte, Eminescu a răspuns, o să vă compun o poezie cu condiția să-mi aduceți un litru de lapte. Măicuțele căutară lapte peste tot, dar n-au găsit. Eminescu, dezamăgit că nu i s-a făcut pofta, dădu să plece. Când să iasă pe poartă, maica stareță îl imploră. Domnule Eminescu, îmi cer scuze că nu am găsit laptele dorit de dumneavoastră, însă vă rog, încă o dată, vă rog, mult de tot, compuneți măcar o strofă pentru mănăstirea noastră. Eminescu acceptă și compuse următoarea strofă. 24 de măicuțe, 48 de țâțe, să vă fut în cur pe toate, unde-i litrul meu de lapte? Într-o seară, colindând de unul singur pe stradă și fiind ușor matolit, marele Eminescu este oprit de un sergent de poliție. Pentru a-i face dovada că este într-adevăr Eminescu, polițistul îi cere să-i compună pe loc 4 versuri. Eminescu se conformă. Iar tu, sergent de stradă, cu fluierul la gât, mai suflă-n pizda a mătii să-ți țină de urât. Scrisoarea lui Gigi din arest. Draga mea familie, dragilor mioare, rog scuzați înscrisul că e ca în răcoare și întremură mâna sufletul din mine, n-am gingi masă, scaun, vă scriu stând pe vine. Pac, pac, cum vedeți, zdrențele mi-au tras-o, simt că-s mic și negru din Burkina Faso.
Văd de după gratii soarele apune, iar pe războinic sistemul răpune. Stau ca mielușelul în celula strâmtă, supărat sunt, Doamne, un coleg încântă. Și vă scriu cu dor versuri ce de jale, plâng ca paraziții, lacrimi și fecale. Plâng că nu e drept, mare grozăvie, nu înțeleg de ce mi se întâmplă mie. Hahalere care m-au încătușat, toate știu prea bine că au făcut un blat. Apelez la veri, surori și cumnați, tot neamul becalii, oi și avocați. Faceți ce ați face că e pe banii mei, scoateți-mă afară dintre derbedei. Eu, Gigi Becali, sunt nevinovat că pe pruștii ăia nu i-am secrestrat. Papagalii drec, hoți de meserie, ei în libertate, eu fac pușcărie. Rog să-mi aduceți și un televizor, că sătul de table și privit în gol. La barbut îs as, i-am făcut pe toți, chiar de-am în celulă cei mai șmecher hoți. Când o fi să ies, vă scriu un răvaș, să-mi aduce slană, ceapă și un caș. Că ăștia bagă în mine ceai și marmeladă și nu vreau ca pula la podea să-mi cadă. Mai am o problemă care mă candoare, e vorba de cele 10 dragi mioare. Să le aveți în grijă, nu uitați de ele, că altfel ies de acilea și dați de belele. Merge și la Atos, faceți rugăciune, zdrențele cu dracu, Dumnezeu cu mine. Pac, pac, asta e tot, vă salută Gigi, om cu steaua în frunte și în fruntea ligii. Doi evrei sunt prinși de Hitler. Acesta le zice că vor fi eliberați doar dacă trec de 3 probe. Prima probă este să se plimbe prin cimitirul evreiesc cu niște pancarte pe care scrie să iasă evreii, să intre nemții. Ei trec cu bine de această probă. La a doua probă, Hitler îi întreabă care este diferența dintre catastrofă și nenorocire. Catastrofă ar fi dacă v-ar cădea un candelabru în cap. Nenorocirea este că nu vă cade. Evreii trec și de această probă. Urmează cea de-a treia, iar Hitler îi întreabă: dacă pe undeva intră un bou și iese un cârnat, este posibil să se întâmple și invers, să intre un cârnat și să iasă un bou? E, asta numai mamei dumneavoastră i s-a întâmplat. Sherlock Holmes și Dr. Watson își instalează cortul într-un camping. În timpul nopții, Holmes îl trezește pe asistentul său și îi spune: Watson, privește stelele și spune-mi ce concluzie tragi. Văd milioane de stele și chiar dacă numai unele dintre ele au câteva planete, există șanse bune să aibă planete precum Terra și chiar dacă nu sunt decât câteva planete asemeni Terrei, este posibil ca acestea să fi dezvoltat o formă de viață, răspunde Watson. Watson, ești un idiot, zise Holmes. Ni s-a furat cortul. Iisus pe cruce. Apostolul Ion e în mulțimea din fața crucii cuprins de durere. Iisus strigă cu glas ca de tunet: Ioane! Sunt aici, Doamne, strigă el și încercă să-și facă loc prin mulțime ca să ajungă mai în față. Păcătoșii neștiutori aruncară cu pietre în el. Iisus zise din nou: Ioane, vino la mine! Ion, rănit, aproape mort, ajunge totuși în față și zice: Da, Doamne, Ioane, nici nu știi ce bine se vede casa ta de aici de sus. Irinel îi spune doctorului său: Nu m-am simțit niciodată atât de bine. Am o mireasă de 18 ani cu care voi avea un copil. Ce ziceți de asta? Doctorul se gândi un minut la întrebarea lui și apoi spuse: Am un prieten mai în vârstă care este vânător și nu lipsește de la niciun sezon. Într-o zi, când se cam grăbea, a luat umbrela în loc de pușcă. Când a ajuns la locul de vânătoare, a văzut un iepure care stătea lângă un râu și a ridicat umbrela, a făcut bang-bang și iepurile a căzut mort la pământ. Ce zici de asta? Columbeanu răspunde: eu a zice că altcineva i-a omorât iepurele. Doctorul zise: Exact.
Irinel și Monica au decis ca după căsătorie să doarmă în camere separate. Monica s-a pregătit de culcare și a intrat în dormitorul ei. La scurt timp aude bătăi în ușă. Deschide, intră Irinel, fac dragoste, iar la plecare acesta o sărută drăgăstos și urează noapte bună. După jumătate de oră Monica aude iarăși bătăi în ușă. Deschide, este Irinel. Fac din nou dragoste și iar îi urează acesta noapte bună, plecând în camera lui. Se repetă acest lucru de 14 ori. După a 14-a oară, Monica îl întreabă în ce constă secretul extraordinarei sale potențe, fiindcă niciun bărbat de 3 ori mai tânăr n-ar fi în stare de 14 partide într-o noapte. Irinel răspunde, cum? Am mai fost aici? Morala. Și boala Alzheimer are avantajele ei. Irinel și Monica închiriază o cameră la ultimul etaj la Intercontinental. Monica ia liftul, iar Irinel fuge pe scări. A doua zi, faza se repetă. Monica ia liftul, Irinel fuge pe scări. În cea de-a treia zi, când apar din nou, recepționerul întreabă. Irinel, scuză-mă că te întreb, dar dacă alergi până sus pe scări, când ajungi, ți se mai scoală? Păi, desculat nu mi se mai scoală, dar scot o limbă... Într-un bar din Moscova, intră James Bond și se prezintă barmanului. I am Bond, James Bond. La care barmanul răspunse, I am gay, Sir Gay. James Bond intră într-un bar unde vede o tipă trăznet. Se apropie de ea și în stilul lui caracteristic îi spune, Bond. James Bond. Tipa îi răspunse, off, fuck off. Un trecător îl vede pe stradă pe Iosefini. Se duce la el și îi spune, domnule Iosefini, scamătorile dumneavoastră sunt răsuflate. Nu mai au priză la public. Ne luați banii degeaba, așa că lăsați-ne în pace. Iosefini, mirat, îi spune că îi va demonstra că nu e chiar așa și arată un om pe stradă care mergea cintind un ziar și îi spune, uite, îl voi face pe acel om să se lovească de primul stâlp pe care îl întâlnește în cale. Nu cred, zise trecătorul. Iosefini se uita atent la cel cu ziarul, spuse câteva cuvinte magice, dădu din mâini și la primul stâlp, pac, ăla chiar se lovi. Ai văzut că nu-i chiar așa cum ai spus despre mine? Că nu mai sunt bun de nimic? Tot nu cred. Erați înțeleși amândoi ca să păcăliți lumea. Bine, dacă nu crezi, atunci îți arăt o altă scamatorie de-a mea. Alegeți o fereastră de la oricare din blocurile din jur și eu îl fac pe proprietarul apartamentului respectiv să-și arunce televizorul pe fereastră. Alegeți o fereastră de la etajul 6 de la un bloc îndepărtat și arată lui Iosefini. Iosefini se uită atent la acea fereastră, spune câteva cuvinte magice, gesticulează. Și după câteva clipe, fereastra se deschide brusc, iese un tip dând din mâini, agitându-se și strigând, eu nu am televizor! Aseară am luat cina cu Gary Kasparov. Fața de masă era în pătrățele, așa că i-a luat 2 ore să-mi dea sarea. De ce nu a vrut totuși Michael Jackson să fie incinerat? Ca să nu devină din nou negru. Se trezește Mircea cel bătrân într-o dimineață foarte devreme, se duce la Dunăre și îi strigă lui Baiazid care era pe malul celălalt. Baiazid! Da! Suși pula! Baiazid, ofticat, își zice, lasă că mă trezesc eu mâine mai devreme și îi fac la fel. A doua zi se trezește tot Mircea mai devreme și se duce la Dunăre. Baiazid, da, suși pula. Mamă, ăsta ofticat, foc, băi nene, să vezi ce-i fac eu lui Mircea ăsta mâine. Ziua următoare se trezește primul Baiazid, se duce la Dunăre și strigă, Mircea, cine e Baiazid? Da, suși pula.
După o zi criminală în care lui Moș Crăciun toate au mers prost, adică i s-au îmbolnăvit 4 elfi, 5 reni au răcit, Sania s-a rupt în două, a rămas fără băutură și a venit și soacră sa în vizită, seara sună la ușa sa un îngeraș cu un brad imens de Crăciun. Ce să fac cu bradul, moșule? Întrebă îngerașul. Să ți-l bagi în cur. Și de atunci există tradiția cu îngerașul înfipt în vârful bradului. Napoleon către ostași. Vitejii mei, blocați flancul stâng, deschideți focul asupra flancului drept și apoi contraatacați drept înainte. Un ostaș din ultimele rânduri zise: Je ne compris pas, monsieur, vous parlez en roumain. Se spune că în armata lui Napoleon era un soldat care îi semăna perfect. Normal, chestia asta ajunge și la urechile lui Napoleon, care se hotărăște să vadă cu ochii lui marea asemănare. Îl cheamă la el pe soldat, îl examinează, se uită în oglindă, se mai uită odată la soldat, iar în cele din urmă îl întreabă: Ascultă, soldat, mama ta a fost servitoare la curtea tatălui meu? Nu să trăiți, tatăl meu a fost servitor la curtea mamei dumneavoastră. Neil Armstrong coboară din modulul lunar și vede pe nisipul selenar un tip ciudat, cu o pălărie mică, neagră, cu opinci și chimir. Creatura întinde hotărât mâna către Armstrong. No servus, ma! E o misiune! Astronautul, siderat, îl întreabă. Și de unde ești tu? Apoi din Sibiu, dară! Și cu ce ai venit aici? Cu o brânză! Pe data de 20 iulie 1969, comandantul misiunii Apollo 11, Neil Armstrong, a fost prima persoană care a pus piciorul pe lună. Primele lui cuvinte, după ce a pășit pe lună, au fost: un pas mic pentru om, un pas uriaș pentru omenire. Acest eveniment a fost televizat pe Pământ. Înainte însă de a intra în naveta spațială, Neil Armstrong a spus următoarele cuvinte: Mult noroc, domnule Gorski! Multe persoane de la NASA au crezut că este doar o remarcă vis-a-vis de vreun cosmonaut rival sovietic și, din curiozitate, au căutat să vadă dacă există o asemenea persoană, însă nu au găsit pe nimeni cu acest nume, nici pe lista cosmonauților ruși, nici pe cea americanilor. De-a lungul anilor, multe persoane l-au întrebat pe Armstrong ce a vrut să spună cu mult noroc, domnule Gorski, însă Armstrong a zâmbit de fiecare dată fără să răspundă. Pe 5 iulie 1995, în Tampa Bay, Florida, în decursul unui interviu, un reporter i-a pus iarăși misterioasa întrebare. În sfârșit, de data aceasta, pentru că domnul Gorski murise, Armstrong a răspuns: În 1938, când eram copil, mă jucam cu o minge de baseball cu un prieten și mingea a ajuns din greșeală în curtea domnului Gorski, vecinul meu de atunci. Furișându-mă în curte după minge, am auzit-o pe doamna Gorski spunând: Sex? Vrei sex? Vei avea parte de sex de la mine doar când copilul vecinilor noștri va ajunge pe lună. Se spune că, după ce plânge Oana Roman, apare curcubeul. Ajunge Pamela Anderson la Cluj. Toată presa dă năvală, poze, interviuri. Cum îți place la Cluj? O întreabă un reporter. E foarte frumos aici la voi. Îmi plac statuile, străzile, clădirile, dar cel mai mult și mai mult îmi plac oamenii și felul în care vorbesc despre filozofie. Oriunde mă duc, aud numai discuții despre filozofi germani. Discuții despre filozofi germani? Aici? Da, lumea vorbește frecvent despre Nietzsche. De 1000 de ori am auzit pe stradă: Nici țâțe are aia! Tommy Lee merge la sală, iar când se întoarce acasă, Pamela Anderson este dornică de o partidă nebună de sex.
Tomile își dă jos haina. Pamela zise, ce bicepși frumoși ai! Bineînțeles că îți fac 100 de tracțiuni zilnic. Apoi își dă jos și tricoul. Oh, dar ce pectoral lucrați ai! Asta pentru că fac zilnic 200 de flotări. Apoi urmează să-și dea jos și chiloții, iar Pamela zise, dar pipi nu prea faci. Pavarotti și Domingo se certau care dintre ei e mai tare. Domingo zise, am cântat la Vatican atât de frumos încât Fecioara Maria a început să plângă. Pavarotti spuse și el, eu am cântat la Rio de Janeiro, iar la sfârșit Iisus s-a ridicat și a spus, asta da muzică, nu că ăla care a făcut-o pe mama să plângă. Un oarecare președinte trece prin mijlocul unei mulțimi care îl aclama. Un om îi spune altuia, poți să te dai puțin la o parte, nu-l văd foarte bine pe președinte. Celălalt se întoarce și zise, vrei să-ți dau binoclul meu? Nu, doar dă-te puțin la o parte, o să văd foarte bine și eu prin luneta de la pușcă. Primul ministru al Israelului vizitează Statele Unite și se întâlnește cu președintele. După o discuție foarte cordială, zice președintele Statelor Unite, în semn de prietenie, vreau să-ți dăruiesc o mașină. Nu pot primi, zice primul ministru al Israelului, eu sunt politician. Atunci, plătește-mi. Cât? $10. Se caută primul ministru al Israelului în buzunare, găsește o bancnotă de $20 și o dă președintelui Statelor Unite. Se caută președintele prin buzunare și nu găsește $10 ca să dea restul. Nu-i nimic, spune primul ministru al Israelului. Mai dă-mi o mașină. Ramses al II-lea câștigase o mare bătălie. Evident, își chemă scribul pentru a imortaliza momentul și începu să dicteze. Eu, Ramses al II-lea, scribul începu și el să picteze. Cel mai mare dintre conducători, scribul notează în continuare. Și cel mai viteaz, scribul desenează și el. Și cel mai viril. Scribul stătu un moment nedumerit, apoi îl întrebă pe Ramses. Preamărite, cum se scrie viril? Cu două pule sau cu trei? De ce atunci când cânta, Ray Charles se mișca în stânga și în dreapta? Ca să nu se lovească de Stevie Wonder, care se mișca în față și în spate. Regina Elisabeta a II, George Bush și Traian Băsescu mor și ajung în iad. La un moment dat, Elisabeta zice, mi-e dor de Anglia, vreau să sun acolo și să văd ce fac supușii mei. Sună regina, vorbește 5 minute, apoi îl întreabă pe diavol, cât îți datorezi pentru această convorbire? $5 milioane. Scoate regina un cec și îl înmânează diavolului. După câteva momente, Bush, foarte gelos, țipă și el, e rândul meu, vreau să sun și eu să văd ce face poporul meu în Statele Unite. Sună Bush, vorbi cam 10 minute, după care îi zise diavolului, cât îți datorez pentru această convorbire? $10 milioane. Bush, cu o privire tăioasă, scoase un cec și îl înmână diavolului. Văzând acestea, Băsescu și mai gelos începu și el să țipe. Vreau să sun în România, să văd ce fac miniștrii, deputații, neamurile, prietenii mei. Sună Băsescu în România, stătu la telefon vreo 2 ore, vorbi cu toate neamurile, cu toți prietenii, cu toți deputații și miniștrii, iar după aceea se pregăti să-i plătească diavolului. Îmi cer scuze, am stat cam mult, cât îți datorez? $1. Poftim? Un amăr de dolar? Păi dacă sunt dintr-un iad în alt iad, e convorbire locală. Romeo și Julieta în noaptea nunții. O, Romeo, pune-mi-o, te rog, în palmă. Julieta, degetele tale nu pot fi atinse decât de cel mai fin inel de aur cu cel mai șlefuit mărgăritar. O, Romeo, pune-mi-o, te rog, între sâni.
Julieta, sânii tăi nu pot fi dezmierdați decât de razele suave ale lunii. O, Romeo, pune-mi-o, te rog, între buze. Julieta, buzele tale nu pot fi sărutate decât de roa cireșelor culese într-o dimineață de mai. O, Romeo, pune-mi-o, dracului, oriunde, nu mai scoate-mi-o din cur. La un dineu, patru soții ale unor importanți oameni de stat discutau despre ce înseamnă penisul pe limba fiecăreia. Soția lui Tony Blair spune că la ei este un gentleman, se ridică ori de câte ori intră o doamnă. Soția lui Chirac spune că e ca o cortină, cade după terminarea actului. Soția lui Boris Selțân spune că e ca un patriot, niciodată nu știi dacă te lovește din spate sau din față. La urmă, soția lui Clinton spuse și ea, la noi e ca un zvon, deoarece circulă din gură în gură. Ștefan cel Mare, pe câmpul de luptă, se adresează războinicilor săi. Picai, oșteni! La care un răzeș din mulțime zise, și eu picai, măria ta! Intră o tipă într-un bar, vede că la bar unul bea dintr-o dita mai halba și curioasă îl întreabă ce bea. Bere magică, zise tipul. Bea o gură și zbor două ture de clădire și apoi mă întorc pe geam. Chiar așa și face de câteva ori, iar femeia curioasă cere și ea barmanului. Dă-mi și mie ce bea domnul. Bea și ea o gură, sare pe geam, pică și moare. Barmanul se uită la tip cu reproș și îi zice. Băi, Superman, mare porc ești când bei. Este ziua de naștere a lui Vlad Țepeș. Intră aprodul și strigă. Bună dimineața, mărite voievod! E zi mare, măria ta! E ziua ta de naștere! Se trezește Vlad Țepeș cam somnoros și se uită la aprod. Măria ta, zice aprodul, ți-am făcut cel mai frumos cadou, ceva ce ai visat toată viața. Și se duce și trage draperiile. Când se uită Vlad Țepeș, rămâne înmărmurit, iar aprodul îi spune. Uite, măria ta, toți boierii sunt trași în țeapă, așa cum ți-ai dorit tu din totdeauna. Uite-l pe boierul Xulescu, pe boierul Cutărescu și tot arăta cu degetul boierii și le spunea numele. La un moment dat, Vlad Țepeș vede un boier proaspăt tras în țeapă cum dădea din gură. Aprod, ce zice boierul ăla? Nu știu, măria ta, dacă mă înjură, îl jupoi de viu. Aprod, adu scara. Se duce aprodul, aduce scara și o pune lângă boierul cu pricina. Se urcă Vlad Țepeș pe scară, se apropie de boier, pleacă urechea către el și aude. Happy birthday to you, happy birthday to you.